Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de El. Cele voastre treci iubiți credincioși. Duminica trecută, biserica ne-a chemat să ne urcăm cu Iisus pe muntele ispitirilor. Pe muntele în care El avea venirea să arate lumii că este Fiul lui Dumnezeu și să învingă ispitele și încercările celui rău. Vrând să ne spună că și noi trebuie să urcăm pe muntele acestor încercări, ca și noi să putem da un răspuns în fața lui Dumnezeu despre chemarea noastră. Mai auzit și sigur că cunoaștem deja că Iisus a urcat pe un alt munte după ce a început predica sa pe muntele fericirilor, trasându-ne nouă tuturor o cale care e cu totul particulară, calea fiilor lui Dumnezeu, calea adevăratei fericiri, a bucuriei. Astăzi, în a doua duminică Apostolului Mare, suntem invitați să ne urcăm pe alt munte, identificat ca fiind muntele Tabor, munte pe care Iisus a voit să se urce pentru ca să dea ucenicilor săi un curaj deosebit, o forță în a-L urma. Știm că această urcare pe munte a avut loc după ce Petru a făcut o mărturisire despre Iisus, că El este Fiul lui Dumnezeu cel viu care a venit în lume. Și Iisus a recunoscut acest lucru pe care l-a declarat Petru. Dar el spune mai departe că trebuie să treacă prin multe suferințe, trebuie să moară ca să învie. Și sigur că la acest lucru Petru nu era de acord, neînțelegând care este drumul lui Iisus. Ne îndreptăm în această perioadă Apostolului Mare spre altul munte, muntele gloriei, muntele victoriei, muntele confirmării definitive a lui Iisus, muntele Golgota, unde se desăvârșește acel mister pascal al venirii lui Iisus, al trecerii prin suferință și moarte și al gloriei și învierii sale. Tot acest program, de fapt, este așezat în fața noastră în această perioadă pentru a înțelege ce avem noi de făcut, ce a făcut Iisus și ce trebuie noi să împlinim, pentru că Iisus ne-a vorbit, Iisus ne-a arătat, Iisus a demonstrat, Iisus i-a lămurit pe apostoli și vrea să ne lămurească și pe noi, că trebuie cu adevărat să avem curaj de a-L urma și de a învinge pe cel rău, de a ne asigura astfel o fericire de plină și de a ne bucura atunci când El, fiind în slavă, ne va primi alături de El. Acesta este drumul pe care noi trebuie să-L parcurgem în această perioadă. Ne bucurăm că în cadrul acestei Sfinte Liturghii din Duminica a doua să ascultăm acea relatare despre Abraham.
și despre chemarea lui. Și cum el a știut să asculte de Dumnezeu și chiar să fie supus la încercare și să-L asculte pe Dumnezeu până la jertfa propriului său fiu. Abraham a ascultat de Dumnezeu. Ne dispune astăzi la o asemenea mărturie și Apostolul Paul în scrisoarea sa către Timotei, arătându-ne ce chemare avem noi și ce plan are Dumnezeu cu noi și cum noi prin Iisus Hristos, cu adevărat, am primit harul prin arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața și nemurirea prin Evanghelie. Toate acestea vom vedea la urmă că se potrivește și cu ceea ce suntem noi astăzi aici, în biserică, înconjurați de imaginile pe care, iată, sunt expuse, pentru a avea și noi, pe lângă apostoli, pe lângă exemplul lui Abraham și, sigur, al lui Timotei, exemplul episcopului nostru Anton Turcovici. Așadar, în atmosfera pe care ne-a creat-o lecturile sfinte, noi îl urmăm pe Iisus în pustiu, unde dă răspuns la întrebarea cine este El. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă ca aceste pietre să devină pâine. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe templu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, închină-te și eu îți voi da toate câte le vezi de pe muntele ispitirilor. Și Iisus învinge. Iisus, cu adevărat, își arată fața sa. Iisus ne arată drumul pe care trebuie să mergem noi. Muntele este locul întâlnirii cu Dumnezeu. Și acolo Iisus s-a întărit în misiunea sa pentru a se jertfi și a se dărui pentru noi. Muntele este adevărat un loc în care se poate realiza acest răspuns al nostru, cum a făcut-o Iisus despre sine în fața încercărilor. Muntele Tabor este muntele în care Iisus își arată fața sa luminoasă și, de fapt, vrea să ne arate și să ne cheme să înțelegem și fața noastră, care, dacă îl urmăm pe El, vom fi și noi plini de lumină. Iată, așadar, acest moment al întâlnirii noastre cu Iisus în această perioadă apostolului are, de fapt, menirea de a ne face să avem curaj în drumul nostru de credință, de luptă și de mărturisire a lui Hristos, pe care noi îl avem în față și pe care noi vrem să-l urmăm până la înălțarea sa la cer. Evanghelia pe care ne-a prezentat-o astăzi biserica ne oferă lumina lui Hristos. O lumină care este cerească. O lumină care este dumnezeiască. Și El o arată în fața ucenicilor, a apostolilor luați pe munte, pentru ca să-i întărească în acel drum pe care a pornit El. Să îndepărteze scandalul pe care El a anunțat că va trebui să sufere și să moară. Să-i facă pe ucenici să se bucure cu adevărat de ceea ce Iisus le-a promis și le promite. O lumină care aduce asupra sa acea claritate
a Dumnezeirii. O lumină care este, de fapt, lumina ce vrea să ne-o transmită și nouă, dar pe un drum pe care El l-a urmat. Acest lucru i-a făcut pe ucenici, cu adevărat, să se întărească în drumul lor de a-L urma pe Iisus. Așa de mare era bucuria încât Petru a și uitat de ceea ce trebuia să facă mai departe, vrând să rămână acolo. Dar Iisus, știm că i-a trezit din acea spaima lor și bucuria lor și le-a spus, coborâm ca să mergem mai departe pe drumul mântuirii și al crucii și al fericii. Iisus se arată așadar aici pe munte ca lumina pe care Dumnezeu a trimis-o pe pământ. Lumina pe care El a voit să o transmită celor ce cred în trânsul. Un drum către această bucurie a împlinirii fericirii. Notăm în această schimbare la față a lui Iisus câteva amănunte. Glasul din cer. Glasul care se repetă. Glasul care îl confirmă. Glas care s-a auzit de trei ori într-un chip deosebit în viața lui Iisus. La începutul misiunii sale, când a fost botezat, acum, într-un cadru cu totul solemn, pe muntele Tabor, muntele schimbării la față, și apoi glasul care a fost pronunțat de către cel ce a participat la moartea lui Iisus. Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu, sutașul care a văzut ceea ce s-a întâmplat pe Calvar. Iată, acesta este destinul nostru. Să ascultăm acest glas care trebuie să se verifice și cu noi. De la botezul nostru, de la urmarea Lui în fața crucii, a jertfei și de la împlinirea noastră atunci când ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu. Ne bucurăm să știm că avem această lumină a lui Iisus în fața noastră. Și ne bucurăm că avem apostolii care au participat, s-au întărit și au dat mărturie despre El în toată viața lor. Aș vrea să ne oprim puțin la un exemplu care este aproape de noi. Exemplu păstorului nostru, Anton Durcovici, pe sărbătoarea căruia noi ne îndreptăm. Nu mai sunt multe zile, aproape două luni, ca să trăim la acel moment în care păstorul nostru, urmându-L pe Iisus, și-a dat viața asemenea lui Iisus. Și iată acum, Dumnezeu dispune prin Sfântul Părinte Papa Francisc ca El să fie recunoscut în mijlocul celor care umpluți de lumină s-au dăruit pentru cei care trebuiau să fie conduși pe același drum. Am auzit la începutul lecturilor noastre de chemarea lui Avraham dintr-o țară străină să asculte de Dumnezeu, să meargă pentru a împlini acea voință a lui Dumnezeu pentru toate popoarele. Și El a ascultat. Putem să vedem și în viața episcopului nostru, Anton Durcovici, o asemenea alegere. Și El vine dintr-o țară străină. Și El a simțit o invitație, o chemare.
Așa a venit la noi. Așa a început aici, la noi, la Iași, lângă mama. Bucurându-se de această credință pe care a moștenit-o de acasă. Așa a crescut aici, în atmosfera noastră, din Iași sau din București. Așa s-a pregătit pentru ca el să poată vesti acea iubire pe care Dumnezeu a arătat-o față de oameni. Așa a voit ca el să fie cu adevărat cel ce l-a prețuit pe mielul lui Dumnezeu și și-a dat viața pentru oile sale, pentru noi. Așa îl știm mort și așezat în pământul nostru pentru ca noi să avem bucuria credinței. Îl vedem aici în jurul nostru, iată, pagină cu pagină, pe drumul copilăriei sale, pe drumul pregătirii sale, pe drumul slujirii sale, pe drumul jertfei sale, pe drumul calvarului care ne bucurăm că este purtat la gloria învierii, la gloria recunoașterii ca fericit și sigur în drum spre recunoașterea ca sfânt. În această duminică, când Iisus Hristos vine în fața noastră și își arată fața sa, în această duminică în care apostolii au rămas uimiți de ceea ce au văzut în Iisus, în această duminică când știm că atâția l-au urmat pe Iisus ca să se bucure cu El în slavă, suntem și noi invitați, frați și iubiți credincioși, ca urmându-L pe Iisus în lupta sa, în suferința sa, urmându-L pe Iisus în gloria sa, să împărțim și noi celorlalți din lumina pe care El ne-a transmis-o și ne-o transmite. Și mulțumim Lui pentru că ne-a fost dat acest dar de a fi aleși noi fii Săi. Și mulțumim Lui pentru că El ne-a făcut și ne face în stare să auzim și noi glasul Părintelui Ceresc adresat nouă. Și Tu ești Fiul meu prea iubit. În Tine mi-a aflut toată bucuria. Pentru aceea Iisus a venit, pentru aceea Iisus s-a dăruit, pentru aceea glasul Părintelui Ceresc ne cheamă, ascultați-L, pentru ca să putem lupta, să putem învinge, să putem să ne bucurăm de fericire, să ne putem bucura de glorie. Îl rugăm astăzi pe El, Iisus, Cel care ne cheamă să luăm crucea noastră și să mergem după Dânsul, să ne păstreze curajos pe acest drum, ca să ne putem bucura cu El de slavă. Amin.